Cum rămâne că CSU s-a folosit atâția ani de imaginea Universității Craiova? Nu numai că s-a folosit atâția ani, dar a creat și prejudicii uriașe nouă. Noi la un moment dat am fost blamați, am fost considerați noi falși, clonați de unii dintre suporteri. A reușit să-i inducă în eroare lucruri foarte grave și care ne-au creat prejudicii care vor fi greu, cu greu recuperate. Vreau să știți că în alta curte de casație și la Parcă Dumnezeu se află o plângere penală pentru mai multe infracțiuni, cum ar fi constituire de grup infracțional organizat, furt de activitate, fals intelectual acolo, în mare ce se întâmplă? Este vorba de o grupare criminală în care fac parte și cei care se ocupă de CSU, și politicieni, și de judecătorul Bude, care au pus la cale furtul unei afaceri, furtul clubului de fotbal Universitatea Craiova, și care au ignorat actele, cu bună știință, actele care au stat la bază acestui club de înființare. Și scopul lor a fost cu orice preț să fure acest club, să-l dea pe mâna lui Rotaru. Adică i-au furat lui afacerea unui titlu și i-au dat-o lui Rotaru, ca și au vrut ei. Numai că Dumnezeu a fost de partea mea și în timp lucrurile au ieșit la iveală. Plăma acum este gravă. E o plămă grea pentru că e o plămă cu competența. DNA-ul nu are competență să judece, să ancheteze magistrați, iar parchetul general are competență să ancheteze magistrați, dar nu are anumite fapte care sunt de competența DNA-ului. E o chestiune până și sucurizează ei, pentru că lucrurile sunt foarte grave ce au făcut ei acolo. Deci judecătorul Buda a fost omul care... El și acum e șeful secției civile, care... secției civile care conduce secția unde noi ne judecăm. Dar eu sunt convins. Sunt convins că chiar dacă el e șef acolo, judecătorii care vor judeca, le va fi greu să ignore adevărul. Dar vreau să spun că acest criminal care este Budă, el este un individ care toată viața lui a făcut numai, deși este judecător și este o rușine pentru România care are un astfel de judecător, asta a făcut. Deja am strâns foarte multe dovezi cu acte de corupție care le-a făcut Budă în Craiova de-a lungul anilor. Eu vă spun că el a condus o rețea mafiotă în justiție și aștept acum să fie interogat la parchet. Cred că 70% din judecătorii din Dolj care au ajuns la înaltă curte, el i-a vămuit. El e omul care, dacă vrea ca judecător să ajungă la înaltă curte, prin actele lui de trafic de influență, a ajutat să ajunge acolo. Și el este omul care l-a împroprietărit pe Badea și pe Rotaru cu afacerea mea. Eu îi spun afacere, poate sună puțin pentru suporte, sună puțin așa tendențios. Vorbesc în termeni comerciali, că nu, adică activitatea clubului e o afacere, că ea e pe pierdere, că mi-am ruinat viața, că mi-am riscat familia, că mi-am pierdut averea, asta e altă chestiune. Dar activitatea este o afacere, dar în sensul comercial, nu în sensul că fac eu ce vreau sau că e la cheremul meu așa, că o privesc cu anumit distres. Nu. Activitatea asta, cu bune, cu rele, ea aparține familiei Mititelu, pentru că noi am băgat 10 de milioane să ținem această activitate. A băgat și Nețoiu, a băgat și Staicu, a băgat și Linca, a băgat și familia Păunescu. Noi toți cum am putut am băgat bani să ținem afacerea asta. Și vine unul, Rotaru, cu Badea și cu Budă și cu alți judecători corupți. La bă, că nu mai afacerea lui Mitoiu, o luăm noi, că suntem noi șmecheri. Eu m-am luptat cu sistemul foarte mult, dar din păcate ușile au fost închise. M-au băgat și la închisoare, m-au pus multe piedici, dar a sosit momentul dreptății. Pentru că, vă spun, Florian, deci Budă este unul din achingii lui Coldea. Altfel nu făcea. El pentru că vă spun, noi l-am prins cu terenul primit, cu mita primită de la Rotaru. Deci la asta, la parchet, există dovezi cu Budă care a primit de la Rotaru 20 de etaje de teren. Asta în timp ce Rotaru cumpăra terenul în toată zona. Adică a fost prins, deci omul care m-a judecat pe mine la recurs, a fost prins înainte de asta și n-a contat. Dar ca să vedeți, la recurs a dat decizia de acasat, ceilalți doi au dat ca Budă, pe normal că erau achingii lui acolo, erau oamenii. Dar judecătoarea care a intrat în complet în locul lui Budă a dat exact invers. Cât a fost el de influent, femeia i-a fost rușine să dea decât ceea ce este adevărat. Și ce este de interesant să știți un lucru. Judecătoarea, deci când a dat acel complet de trei, când a dat decizia,
Judecătoarea, femeia corectă, în opinia mea, care a dat decizia pronui, a motivat-o pe 15 pagini, 20 de pagini și a dat-o în două săptămâni, trei. A întocmit pronunțarea, iar locotenenții lui Budă, ăia doi, care au fost în complet, le-a tot trebuit aproape un an să motiveze. Și au scris trei rânduri. Ca să vedeți, de aici se vede, adică, pentru că în momentul când femeia a pus la dosar, la mapa dosarului, motivarea ei, când au văzut ce scria, ei au fost, le-a dat șac. Și au scris și ei pe două rânduri, au motivat și m-au motivat. Mi-au dat ca jurisprudență procesul CSA Armata Steaua cu FCSB. Păi ce treabă, că e o situație total diferită. Deci asta a fost singura lor motivație. De la Timișoara au preluat și au spus că jurisprudența în alte curți și au menționat cazul Steaua, CSA Steaua cu FCSB Steaua. Ceea ce este o mare minciună, că n-are nicio legătură cu mine. E o situație diferită. În primul rând că clubul sportiv al Armatei Steaua a rămas la aceeași formă dinainte de Revoluție. Doi, a avut o SIM înregistrată marca. Eu am avut-o, clubul sportiv al Armatei Steaua. Pe când la noi, Badea n-a avut niciodată marca la o SIM, Badea n-a nicio legătură cu vechiul club sportiv universitatea din Craiova, iar noi am avut la judecătoria Craiova în 94 înregistrată marca, după aceea George Ienica a înregistrat la o SIM și când s-a transferat clubul, s-a transferat cu totul. Dar ei, ca să se spele pe mâini, au preferat să motiveze ducându-mă la jurisprudența, că, vezi, Doamne, este o autoritate de jurisprudență în legătură cu clubul Steaua. Păi, dar noi avem două sentințe judecătorești, că alea trebuia să fie autoritate. Judecătoria Craiova și Tribunalul Dolj. Păi ăștia au stabilit definitiv că s-a transferat totul. Dar ei au preferat să ignore aceste acte, pentru că au fost tot din. Probabil că Rotarul a plătit foarte mulți bani, probabil, aici nu, dar bănuiesc, e clar că a plătit foarte mulți bani. Aici și probabil că le e frică de Rotarul. Dar nu m-au încotro acum, pentru că sunt dovediți. N-au ce să mai facă. Legăturile lui... Și vă spun o chestiune, acum, dacă până acum eram 90%, mă gândeam cum a condamnat. Am fost condamnat de Budă. Budă a dat tot din să fiu condamnat, pentru că judecătorul care m-a condamnat pe mine, Mitrache, trebuia să merg la alta curte, i s-a promis că duce la alta curte, dar pentru plângerile noastre ulterioare și ale familiei mele, nu a putut să-l ducă. Pentru că are aceste probleme legate de fratele lui care e corupt, care a fost, mă rog. Dar prețul condamnării mele a fost să-mi închidă gura și să termine cu mititelul, pentru că atunci eram în divizia B și se gândeau ei că încurcă prezența mea în Liga 1. Mă rog, până la urmă a ieșit un fiasco și mine. Mă rog, altă problemă de ale mele care le regăi și eu, dar mă rog, una și alta. Și atunci s-au hotărât să mă condamne, pentru că erau ei în forță, erau cu statul paralel, atunci era acest Budă era sprijinit. Faptul că exista un dubiu, acum nu e niciun dubiu. Știu cum am fost condamnat, o să duc la niște indicii la parchet, va fi greu să dovedesc asta, dar cel puțin în fața opiniei publice o să aduc argumente. După ce mai depun actul la parchet, de ce cred că m-a condamnat la ordinul lui Budă? Deci Budă acum am informație de grad zero, că în mod normal trebuie să iese în noiembrie la pensie, dar stă acolo la înalta curte și se rezolvă problema la Rotaru. În modul a vrut să pensioneze, că putea mai devreme, dar a rămas special să rezolvă problema dosarul la Rotaru. Dar ei nu știe ce l-așteaptă, pentru că i-am găsit acum, am cel puțin câteva persoane care pot să depună mărturie de corupție ale lui Budă și traficul de influență care l-a făcut de la ani de zile pe ruta Craiova în alta curte. Își duce acolo gagicile, își duce acolo contracomisioane, îi mută. Dacă vrei să fii judecător în alta curte, vorbești cu Budă, n-avem nicio șansă fără el. Asta a făcut acest nenorocit care mi-a furat mie, care mi-a blocat afacerea, el mi-a blocat și puzul. Acum am aflat cine mi-a blocat puzul 6 ani de zile, acest nenorocit de Budă. El a făcut 6 ani de zile puzul de la Balta Craiovită să fie blocat. Deci, un comportament de mafie, fraților, asta nu mai e țară în România. Asta a fost un regim mafiot care trebuie să fie scos la lumină și care trebuie să ducă să facă ani de pușcărie, pentru că ăștia au subminat statul român. Ăștia au făcut ca justiția să fie o mare injustiție. Știu că poate par nebun, că sunt isteric, dar vă spun, sunt stampățitul. Eu am avut de-a face cu acest grup. Numai felul meu de a fi și faptul că am fost de copil, am pătimit de copil și am avut necazuri de mică, am fost obișnuit cu grelele, cu lucrurile grele și cu viața grea, asta m-a făcut să rezist în fața acestui regim mafiot.
Dar vă promit că toți vor răspunde, că nu vor scăpa niciunul. Nu va scăpa nici Budă, nici toți cei care au comandat împotriva mea. Deci sunt chitit să merg până la capăt, mai ales că sunt în așteptarea deciziei CEDO. Deja există un precedent CEDO într-un caz în Turcia, este un cetățean turc care a câștigat în Federația din Turcia în legătură cu accesul la instanță și 100% și decizia mea va fi condamnare că mi-au încălcat dreptul la instanță. Voi revizui tot, și faliment, și decizia copii turcă, și procesul civil. Nu vor scăpa de nimic. În 2-3 ani de zile vor plăti toți. Deci toate actele vin în favoarea mea înainte. Sunt foarte entuziast, pentru că indiferent cu ce vor face, ei nu vor putea să mă oprească.